Salutare lumea și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi ne-am luat un recorder nou pentru că ăsta, vă spun eu că nu o să filmeze foarte bine, o să videoclipul o să vi se vadă nașpa. Dar oricum, o să jucăm PUBG. Hai să intrăm cât mai repede că s-ar putea să dureze ceva. PUBG-ul, stați puțin să ștergem ăsta, recorderul ăsta, să-l dăm de cea la o parte că nu-mi prea-mi place. Să ne grăbim, că cred că un meci durează destul de mult. N-are mica dacă e filmăm și chiar și o jumătate de oră dacă o să ne ia un meci. Dar măcar să câștigăm. Nici nu știu dacă o să vă mai uitați până acolo, dar vă puteți uita cei care vă plac cu băgă. Dacă reușești noi să strângem 5 abonați, e foarte bine. Nu știu dacă aș mai firma critical. Dacă îi strângem abonații cât mai repede posibil, cu siguranță o să mai facem încă un episod. Nu știu ce să zic. Depinde de voi. Așa că să ne băgăm. Ar trebui volumul să lăsăm așa că nu prea îmi place. Sper doar să nu mi se închidă filmarea, pentru că am încercat să mai fac un episod, dar din păcate mi s-a închis filmarea când aveam recorderul ăla. Așa că da, asta e. Sper doar să nu mai fac așa. Dacă faci așa nu-i de bine. E bine. Hai să ne uităm aici. Dați așa puțin. Sper doar să meargă netul aici foarte bine. Dacă nu, o să cam încurcăm. Ne uităm la așa pici. Hop. Facem parcurs, copii. Hop. Am level mic. Hoia. Hai să vedem unde să mergem. Hai să aterizăm în pocinchi. O să aterizăm în pocinchi. Ce scuze, dar sunt puțin și cam răgușit, dar sper să nu s-a auzit chiar așa de tare. Hai că să mai mergem foarte puțin mai în față. Că o să aterizăm. Nu mai dați tot timpul invite. Eu urăsc pe ăștia care tot dau invite. Că-s disperați. Cred că ar fi timpul să sărim că ne apropiem de apă. Se ducea avionul, trecea de apă și noi încă nu coborâsem. Așa să coboare acei și jos. Eu nu cobor acei. Cobor puțin mai încolo. Jocul ăsta e un joc foarte tare. Pe care nu știți, nu costă nimic jocul. E gratis. Bă, mi-am pus bine punctul aici. La case, frumos. E ok. Ia voi aici, și elicopter. Bă, sper doar să fie ok. Elicopterii, stai că vin. Auci. Stați așa puțin. Gata, am revenit. Am avut puțină o chestie să o pun aceea că căzuse prosopul. Să intrăm în casă. Să ne luăm arme. Să putem să tragem în adversar. Ne luăm băutura. Cască. Ce arme bune găsirem aici. Hai să... Ghiozdan de level 1. Nu știu dacă l-aș lua, dar... stai mă că l-am. Am ghiozdan. Nu vă zic că aveam ghiozdan. Mi se pur să zic că acolo și e player.
Bă, și cred că ăsta e făcut praf. Da, hai că elicopter e dacă e. Trage unul de cea. O să facem și mai multe episoade dacă vedem susținere. De ce-l trag? Bă, nemernicul trage din spate, bă. Unde mă? A, uite-mă aici pe fetiță. Ia să vedem ce căpălă îi dau. Mă joc și așa puțin cu ei. Ha, se simt din prima. Bă, din prima, mă, căpălău. Ăștia snab, cred că sunt boți, dar... Hai ne luăm berilu, că e mai bun berilu. Acum tot ce trebuie... Au, player, am văzut playerul. Am văzut playerul. L-am văzut cu ochii mei că a intrat aici. Scoateți arma. Scoateți arma. Scoateți arma și pe el. Pe el, pe mama lui. Oata asta face așa și nu l-a aproape nimic, mă, cât de nabă să fie. Mamă, că s-o murăr acolo așa la pragul și... Player, player, player. N-aveam ce să fac. N-aveam la faza aia, bă, n-aveam ce. Mamă, dăduse seama că mor. La cum intră ăla pe mine și... La cât damage îmi dăte. N-are nimic, chiar dacă o să fie prea lung. Asta e. Sper doar să mă bageți pe mine cât mai repede posibil înăuntru și mai băgăm repede unul. Mi-am dat seama că o să mă bată după când... După ce am văzut că mi-a luat mult din viață. Și mi-am dat seama că o să mă topească. Aoleu, și mă duc să ieșu acolo așa în pocinchi la toți playerii. Gata, ne mai ducem în pocinchi. Că se ducă... Se duc mulți că... Sunt multe case acolo. Dar în jocul ăsta poți să te urci pe multe chestii și asta îmi place mie în jocul ăsta. E mult prea tare jocul. De exemplu, dacă vreau, eu dacă vreau, mamă, îmi face lag și sper doar să nu mă scoată. Cred că din cauza filmării mie îmi face și lag din cauza filmării. Uite, vedeți, puteți să faceți parcurs, să vă urcați pe aici, după aia aici, după aia dacă vreți, săriți aici și m-am dus eu, am sărit atât de bine. Hai să-i dăm lui băiatul ăsta. Și puteți să vă duceți și în apă, să notați, ia uitați, hop, hop, da. Nu o să mergem în pocinchi, pentru că ați văzut și voi ce se întâmplă dacă te vă duceți în pocinchi. Vă sfătuiesc să nu vă duceți. Îl omorâsem pe ăla și cred că ăla rantul era cu echipierul. Și de asta cred că m-a bătut. Habar n-am ce a fost la faza aia, dar... Eh. Măcar n-am... mi s-a închis ăla de tot. Videoclipul. Chiar dacă n-am murit, măcar nu mi s-a închis videoclipul. Ceea ce îmi place. Sper doar să nu aterizăm aici în apă. Sper să aterizăm și noi jos. Dacă aterizăm în apă, nu o să-mi placă, că mie nu-mi place să merg în apă. Apa nu-mi place. O, mergem cu viteză. Mergem cu viteză mare. Și vă puteți uita și pe ochiul ăsta. Vedeți? Mi-e frică doar să nu aterizeze alt player aici înaintea mea. Dacă aterizez înaintea lui și iau armele, e de bine. Dacă aterizează altul înaintea mea, nu prea e de bine. Așa că o să aterizăm repede, repede. Intrăm în case. Bine, bă. Bine deja când găsi armă. Nu prea avem cine știe ce. Cască. Cască de level 2. E foarte bună. Ne mai dăte un de la. Ne uităm pe geam, nu e nimeni. Aici. Bă, de ce l-ai pe ăla? Desigur, aici puteți să jucați și din first person. Uitați.
Doar că nu știu ce vă place vouă mai mult din ce sper cum să joc eu din first person sau așa. Mă încurcasem la limba mea. Îți ieși în pijam. Casa asta am lutat-o. Trecem la asta. Dar latră câini în continuu, n-am ce să le fac. Măcar dacă latră, măcar să latre cu folos. Nu așa pe degeaba. Bă, dar să mergem colo. Că știu că trebuie să găsim mai timp, dar trebuie să avem grijă că player sunt. Da, și mi-am pus și ținta în negru. Stați puțin. Că punem să meargă ăsta drept. Și noi ne uităm. E frică doar de play. Mamă, că lag poate să-mi facă. Mă scuzați pentru lag, dar... Mamă, aici de când eu joc jocul ăsta... De când joc eu jocul ăsta, aici n-am fost. Mamă, nu, chiar n-am fost aici. E frică doar să nu campeze pe și alți playeri. Dacă scoate cumva cineva capul, s-ar putea să rămână fără el. Hai, ne uităm aici de grenadă. De ăsta. Sper doar să reușim și noi să luăm meciul. Aici avem din astea, aici din astea. Parcă văzui pe unul de acolo. Ori mi se păruse mie. De la punctul meu. Că n-am punctul ăsta așa negru. Mi face unele aparențe. Ai vedem ce avem și aici? Da, niște gloanțe pentru ăsta al meu. Dar că noi o să ținem ăsta mână. Și... A, nu pot să... Ah! Mai vedem. Băgăm arma înăuntru și fugim repede aici. Bă, dar aici nu prea găsești cine știe ce iteme. Aici mai mult gloanțe. Dacă ai nevoie de gloanțe, aici găsești. Dacă ai nevoie de gloanțe de pistolul ăsta. Vă reușesc să ne urcăm și noi aici? Da, bă, în jocul ăsta. Mamă, mă simt ca în jocul ăla cu zombie care se juca Max. Și se putea urca oriunde. Uite-mă, și-o la fel. Dacă pui și aici, înseamnă că chiar e tare. Ah, sunt prin avans. Bă! Hai, bă, că n-ai cum, bă. Și ai, bă, tu voi văzurați unde mă urcai, mi-ai încerc o dată, stai așa. Mamă, cât de fain e. Încercăm o dată. Haideți, urcă-te mă sus, caracterule. Hai să ne... Ah! Ah, gata, stai jos. Urcă-te. Urmează ușor. Urcă-te. Sari. Nea, puteam să jur, mă, știu că poți. Puteam să jur că la faza aia, oricum, știam că o să pic. Că știam că nu o să ajung până acolo și aia mai încercăm o dată, dacă nu ne iese, am plecat de aici. Ce faci, mă, tu? Uite de ce mă joc și eu cu el. Asta e botism, mă. Hai vezi cum pică jos. Nici măcar nu trag în el, ea. Joc cu el, n-am ce să-i fac. Am să-l omor pentru că o să nu vină cu echipierii, că poate ei au fi playeri buni. Și am să mă urc aici sus. Mai trage unul. Ho, bă, trag și din față și din spate. Mâncați-aș. Nu mă așteptam, bă, să fie aici așa playeri.
Eu sunt Far Cry, mă. Bucur sumaci. Nu că trebuie să-i bat așa ușurel. Că nu putem să-i lăsăm nici măcar o secundă să trăiască. Așa că o să-l dau pe stare prin jos. O să-mi încarc, s-ar putea să vină în lant. Pentru că știu că nu mă iubește niciunul. Și toți vor să mă omoare. Hai, uite-l și pe prietenul ăsta al meu aici. Orbă. Hai, bă, mai mori. Mamă, cât de... Repede să ne găsim și ne repede niște gloanțe. Dacă nu găsim gloanțe, suntem morți. Și vin alții. Uf, că noroc. Trebuie să mai vin cu lușa un pier. Trebuie să-l căutăm și pe ăla. Doi, parcă. Da, doi. Bă, 4 kill-uri. Stau bine. Ne luăm, bă, gloanțe bune. O avea și ăsta ceva gloanțe pentru mine. Mamă, ăsta a făcut mult mai multe. Adică avem, cred că avem destule gloanțe. 4 kill-uri. Bă, zic că mă descurcai bine. Eu așa cred. Vă urăsc că mă joc cu ei pentru că practic boți. Că le-aș putea da numai în cap. Cred că cam toți sunt boți, mă. Nu. Știu că joacă ei așa. Slab, da, îmi pare rău de câini, dar... Aoleu, nu cred că ajung până acolo. Mamă, cum ar fi fost să ajung? Da, puteți și voi să veniți aici să faceți parcur oricând vreți. Doar că noi nu asta facem, hai să vedem pe unde să... Bă, noi unde suntem? Hai să o luăm încoace. Că noi nu luăm bine. Bă, parcă sărâm că mergem acolo. Dar nu, tot nu mai merg sărâm. Pare rău că nu sărâm, dar... Ținem pistolul. Hai să ne mai lăsăm puțin până aici. Scoatem de ce arma. Stăm aici așa cum înși. Ieșim. Mie mi-e frică doar să nu fie player de aia buni, că... Ăia... Practic... N-ai ce să faci dacă te prinde un player de la bun de la spate și mor. Mă prins ăla pe mine. Totuși, și eu fusei la faza aia, na. Cam praf. Mamă, cum mă simt în jocul ăsta, mă pucă țăra aici. Ia uite-mă. Mâncați-a viața ta, bă. Dar chestia e că în jocul ăsta pici ușor. Nu știu ce, dar mi-a alunecă caracterul singur. Uite-te-vă și eu că mă pot sui aici. Ia uitați-vă, mă pot sui aici. Dacă vreau, mă sui și aici. Dar trebuie să mergi ușor aici. N-ai ce să faci. Dacă vrei să... Eu fac parcur, mă. Uitați-vă și voi la mine, că-s pe acoperiș. Mă ziceți mie ceva. Parcă trage unul. Abă, m-a văzut și când stăteau aici. Uite-l, mă, aici jos. Uite-l, mă. Ar trebui să mă sui iarăși. Trebuie să mă uit să văd ce are. Atât. Ne suiem iarăși, că poate vin cu echipierii repede. Suiete. Sunt foarte bun în jocul ăsta la parcur. Fără armă, dar ca să faci parcurs ca lumea, nu trebuie să ai arma asta în mână. Sper doar să nu mai pic iarăși, că... ce era să pic. La faza aia mergem ușor și o accelerăm. Și hai să campăm. Trebuie să avem grijă să nu picăm printre astea. Văd că avem încărcat full. Mă uităm ce mai avem pe aici, mamă! Și zici și mie cum ai vrea să trec eu aici. Gata.
Op. Hai să intrăm înăuntru aici. A, pe aici cred că cobor jos. Cam atât, mă, doar atât. Cu echipierii unde sunt? Bă, nu mă interesează, deci nu vreau să știu. Pe unde sunt cu echipierii, dar cred că să nu spui că aici e cu echipier. Eu mereu am presimt. Nu știu de ce. Presimt că e un player acolo. Dar oare am putea noi să ne urcăm și pe casele astea? Să stăm pe... Să scoatem arma. Că parcă aici nu suntem în siguranță. A, dacă aș putea să sar eu până acolo așa, dar nu... Nu sare așa, cred că nici în... Nu știu cu ce joc făcea Max și făcea parkour. Uitați-vă și voi, că e greu, mă mâncați, sărași viață. Nu, no, că n-ai cum să sări până acolo. Și așa e destul de șmecher jocul. 5 kg, bă, sau bine. 5 kg sunt ok. Hai să vedem. Mergem și noi încolo, așa că în curând s-ar putea să vină zona și nu vreau să fugim. Și aici avem un râu. Și e cam obligatoriu de trecut, așa că o să trecem. Așa că o să mergem mai mult pe sub apă, să nu mă vadă playerii. Și mergem tip-til, mergem tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip. Mai ieșim mai noi și noi cât o... Parcă fug player acolo. Chestia e că eu din apă nu pot să trag, mă mâncați, aș vedeți, așa, asta e nasol. O să trească să ieșim, hai să ieșim puțin. Bă, ieși! Nu mai mișcă caracterul la suprafață și... Începea să-mi ia din viață. Mai aveam foarte puțin. Mă scăpai, hai. Hop, hop, hop. Mama, l-avem pe ăla pe jos. Până ajung eu la ei nici în sfânt. Caracterul ăsta se urcă oriunde dacă e aproape de el. Aici sus nu știu dacă o să se urce, dar nu prea cred că o să se urce, dar... Ia, bă, n-are cum. Că nu suntem în dead real. Uite, bă, aici înăuntru. Eu am zis să help, dar până ajung la ei... Pua! N-am cum să ajung prea curând la ei. Da... Se pare că a murit, dar dacă ajung eu iau cardul, dacă nu... Să fie sănătos. Bă, la mașină nu găsirăm, efectiv, nimic. Spuneți voi dacă a văzut ceva. Eu nu văzui nimic, mă mâncați. Mă, nimic mă nu văzui. Cam începem să ne apropiem. Eu de ăsta. Scuzați-mă, dar uneori mă să mai facă lagă, n-am ce să-i... Bă, da, ăla nu vine să mai ieși pe mine cu mașina. M-aș bucura dacă ar veni, mă, nenicule, mă. Mă, bră, ia. Dacă vrea să-i fur mașina... Îi chiar i-aș fura mașina. Aici a murit numărul 2, lângă mine. N-am ce să-i fac. Asta e. Uite-l și pe ăla plecă, să dusă. Bă, deja a început episodul să fie cam lung, nu știu ce să zic. Cred că s-ar putea să-l facem de 30 ceva de minute, asta e. Pare rău. Încerc să mă grăbesc și eu. Chiar nu știu pe unde mai sunt. Nici eu nu știu unde mai sunt. Numărul 4 a murit aici. Să vedem ce a avut la el.
Poate o fi murit cu iteme importante. Așa că nu trebuie să lăsăm niciun item în urmă. Player aici, îl văzui cu coada ochilor cum trecu. Să nu mă fi văzut și el pe mine. Că nu vreau să-i fac rău. A, aici a murit. Unde e, mă? A, aici. Bă, vestea mai bună, suculeș. Mamă, câte gloanțe avea. Da, eram sigur că aici. Mamă, cât dă. Nu, că n-am șanse dacă mă pun cu el să mort. Chianci, repede. Nu, că l-aștept. Camp. Știi că dacă vine cu echipierul, m-a spart. Dacă vine cu echipierul, pua! Mama mia, cum scăpai, bă, și eram sigur că l-am mă omoară, pentru că era cam, dădea cam mult damage, dar nu mă prinsă. Asta e aici, lângă mine. O fi venit aici cu mașina, că eu iau. L-am dat și pe băiat jos, îmi pare rău de el. A venit să o salveze pe fată, dar din contră a venit să cam moară și el. Ce ai, bă, mâncați așa? Câți îs mai aici, câți îs? Hai, repede, trage. Trage și vină în casă aici să-mi dai heal undeva. Mișcă-te odată. Mișcă-te, bă, să-mi dai heal. Să mă ridici. Da, s-ar putea să pierdem pentru că mie îmi place de băiat. Băiatul pleacă, bă! I-am zis help. Hai că cred că o să putea să mă ridice. Da, după cum vedeți, copilul ăsta, da. Da, n-am ce să-i fac. Help! Da, după cum vedeți, aștepta să mor. Trebuia eu... N-am ce să-i fac, chiar cu o brazie. N-am ce să-i fac, oricum o să piardă. Da, cam atât a fost cu acest episod. Nu uitați, dați un like și să vă abonați. Și noi ne revedem data viitoare.